Vă salut, îmi place poziția de lucru. Suntem aici într-o stupină, după cum se vede, sau dacă se înțelege, au fost făcuți roi în stup de polistiren și după aia transferați în stup de 12 rame. Vedeți că fiecare stup are un cod. Tac, acolo iarăși. Astea sunt măci cu caracter VSH. Și în acest caz ar trebui să aibă puțin sau deloc varoa. Acum, tratament nu a avut tot anul. Acum le fac un test cu alcool și decidem dacă au, să zic, numai un varoa sau maxim 2, le pun un oxistrip sau 2, în funcție de mărimea coloniei. Asta, să zic, ocupă 9 rame, poate că. Dar dacă găsim mai mult varoa, înseamnă că caracterul, înseamnă că virgulă, caracterul VSH e exprimat mai puțin sau deloc și atunci trebuie să îi dăm cu apivar ca să nu pierdem coloniile. Hai să vedem. Până atunci eu mi-am spălat aici ustensii, da? Să nu mai am niciun risc să fie vreun varoa de tura trecută. E curat. Curat, curat. Am să-mi pun alcool. Ia să vedem. Cam așa ceva. Ca să vă faceți o idee, sunt aproape 2 degete de alcool. Cum se prezintă? Așa. Următoarea trebuie să ai ceva puiet, așa-i? În caz că mai are. După frigul ce l-am avut și ai șanse mari să nu mai aibă. Sau doar căpăcit. Dar nu contează. Hrană cam puțină, văd. Așa-i? Da, văd și o puiet căpăcit acolo. Da, are ceva. Să te uiți și după matcă. Și aici mai este ceva căpăcit? Larve, ouă. Nu, așa e? Nu. Doar căpăcit. E bun. Ai acolo hrană? Uite matca. Acolo. Op. O, frumoasă. Frumoasă. Ai și puiet și aici? Da. Yeah. Bun, hai să o luăm atunci, matca. Asta e să și... Așa. Hop. O matca foarte frumoasă. Așa le lași aici? Da. Bun. Atunci o liberăm acolo pe matcă. Ține rama deasupra. Așa. Nu, dă-te mai în spate un pic cu ea. Așa. Și să procedăm la culesul albinelor. După puiet. Întoarce și pe partea alaltă, să luăm câteva și de acolo. De sus în jos. Cam multe, așa-i. Un jumătate de borcan. Așa. Come on.
Se închid frumos. No, stai să fac testul. Și apoi decidem. Ai. Hei, o scuturare i-am dat. Stai așa. Deci apivarul clar îl mănâncă, uite. Uite. Un pic, numai l-am scuturat, ai văzut cât am făcut odată. Poți să-i dai cu apivar, liniștit. Dacă nu le tratăm cu apivar, până în martie rămân numai rame goale și mobilă goală. Așa, mă scuzați că mă mișc atâta. Wow! No, așa n-am mai văzut. Cred că vreo 50. Cred că vreo 50. Ia hai să vezi. No, apivar. No, nu știu ce caracter VSH au. Dar nu știu ce să spun de el. Uite, op, a mai picat unul. Cred că sunt aici 50 lejer. N-am mai văzut așa infestare. Deci apivar. Și oxistrip, da? Și apivar și oxistrip. Două benzi de apivar, două de oxistrip. Și să-i salvăm. Așa, trebuie să moară. Și ia să vedem. Păi de mine și de mine. Hai să-i dăm pe tăți jos. Uite că ți-a se. Deci aici e infestare grozavă. Apivar, la toată lumea. Da, dar părerea mea că trebuie să facem test și pe alt food. Mai merem și la altul, da, ai dreptate. Acolo e codul. Du-te deschide altul, că facem alt test. Hai că nu oprim filmarea. Sau pun pe pauză să arunc. Să arunc ce e aici. Să arunc, să limpezez. Nu-i mai număr. Dar îs 50. Cu siguranță. Deschidem altul, alt cod. Și mai facem o verificare. Pun pe pauză. Bun, coleg, au găsit altul. Avem și mai mici, dar nu o să luăm din aia mici, ca să-i slăbim. Luăm din care sunt mai frumușei. Uite, văd că stare albină. Hai să nu zic pe 12 ramă. Asta e a 12 ramă. Am spălat ustensila. Am spălat foarte bine cu apă. Facem un al doilea test, alt cod, altă sursă de regină. Are hrană. Cum? Da? Păi, de 30 lei cald. Deci, nu mult. Că e bine că e pe plus. Și nu e pe minus. Să nu-i sărgem. Hai să vin în fața ta. Uite, de la ce avem cules. De la asta. De 30 lei cald. Na, nu e un cules, wow. Că nu e caniculă. E abia un pic peste 20 de grade. Cum? Din doi degete. Da, asta o cules, deci pentru cules e bună. Da, aici facem testul pentru varoa. Asta ne interesează pe noi. Astăzi, aha.
Deci pe noi astăzi ne interesează strict varoa și caracterul VSH, dacă e exprimat sau nu. Dacă e exprimată și prin fapte și nu doar prin cuvinte. Da. Dar vrem să fie exprimat prin fapte, nu doar prin cuvinte. Da, aici am. Are miere. Miere are pentru doi. Are miere. Când se strânge la iarnă, se face ghemul, rămâne 5 rame cu miere. Da, sau unii ar spune sirop. Dar, da. Pastură frumoasă, multicolore. Uh-huh. Înseamnă că pe următoare trebuie să ai puiet. Mm-hmm. Așa se pare. Acolo și regina. Hai să vedem dacă ai puiet pe aia și vom lua de acolo albinuțe. Da, regina se vede că e alta, nu-i mai galbenul ăla, și asta e frumoasă și mare, dar nu văd puiet. Are, dar puțin căpăcite. Are ceva, resturi de căpăcite. Ia mai vezi o ramă. Mai vezi o ramă. Mai merge mai spre centru. Poate dacă aveau și astea un oxystrip, nu erau așa infestați, dar nu cunoșteam infestarea reală. Multă păstură. Multă păstură, un pic de puiet căpăcit. Hai să-i luăm de aici. Întoarce-o și pe o parte și pe alta și vedem ce găsim. Bun, nu are nimic. O, de aici. Du-te mai acolo să ce pică să pice pe stup. Așa. De aici pe partea cealaltă. Să luăm și de aici puțin. Așa. Bun. Mergem. Uite ce cum mint stau astea. Ca oițele. Îmi pare rău de ele, dar testul trebuie să fie. Uite aici am aruncat varoa de la celălalt. Uite ce frumos stă. Așa. Acomodat de alcool, s-o și agitat. Pare rău de ele. Hai să închid. Așa. Așa. Bun. Hai, nici n-am scuturat, nu m-am închis. Am filetat deja, o picat vreo 6. E clar. Hai să scutur. Numai cât am închis filetul de la vapor, de la alcool, sau știu eu. S-au și dat jos varoa de palbine. Mama mia. Are și asta. Tatașe, fără număr. Ia. Ce zici? Parcă mai mult. Nu știu ce să spun. Faci inventarul? Da. Da. Asta e situația. Le vom da apivar și vom decide după aia pe viitor ce-s cu ei. Bun. Na.
Cam atât am vrut să vă filmez. Dezamăgire cu reginele VSH. Mergem mai departe. Ieri după masă am testat stupii ăștia. Uite, o picat pe ordiniș. Adică i-am testat și am tratat. Nici nu vreau să știu ce e înăuntru. Mai pică și câte o albină. Asta e. Deci două benzi de apivar și două de oxistrip. Ia să mai vedem și la altul. Și la altul mă stare murdarul din ișul. Da, se vede. Să vedem și altul. La care se vede. Și aici sunt câțiva. Mă depinde cât de tare a fost. Felicitați. Da, să vedem și la altul. Mă gândesc că s-a picat pe jos.